Adică genul de respect care relație. Doamne. Chestia asta o să o fac. E prima zi acum. Dar... câteva zile, nu pot să zic acum, gata, te împreună. E asta, ai și atunci rămâi. Dar ce fel o iubeai, măi, exact cum făceai și cu Ligi. Deci eu zic, Mariana, te pup, te pup și poate nu se mai oficializează. Cred că iau pe Mariana de nevastă. Gabi, ți-a plăcut dansul cu Oprică? Da. Te-a plăcut, da? Secret. Da, sec? Tovarășul tău de cameră. Da, colegul tău de cameră. Ți-a plăcut dansul cu Oprică, măi, n-auzi? Da, schimbați camera, vă rog. A, da. Și mie mi-a plăcut. Opa! Dar mie îmi place de Gabriel, tu, am spus. Păi dar tu știi că tu... Vorbesc cu voi, dar de când a intrat în casă, i-am spus că... Altfel? A, bine, ai zis atunci! Bine, a zis că te oftiști, că te mai place și eu și Mariu, sau Mariu s-au zis. Bă, cred că Oprică se oftică, de ce nu mai zici că o place? Da. A, deci aia era. Eram geloasă când spuneai că o place. Nu geloasă, deranjată. Berna. Da. Alu-i și mie cercelul ăla, te rog. E la mine în ureche. Găbițule, lasă-l aici. Ce faci? Mă joc tu? Lasă că ți-l dă Diana. Lasă că ți-l dai eu. Te rog frumos să-l amurești pe Sergiu cu situația, că se supără pe mine. Sergiu, dar tu n-ai de ce te superi pe el. Dar stai... Gabi, toți băieții se supără pe tine. Ce treaba am eu cu Sergiu, băi? Da, abia a devenit ispit, omul. Mă murește-l pe el, că mi-a zis că sunt șarpe. Și eu pe tine, Mariana. Dar de ce? Dă-l pe el. Ca coleg de cameră, nu de altceva. Dar tu nu ai avut nimic cu Oprică. Păi asta mi-a explicat și lui, dar iar nu vrea nimic, nici măcar un sărut. Ba, ai avut un sărut cu pupila, l-ai furat. Tu când îi faci cu pușa, mă, te săruți, deci... El l-ai furat. Dar nu m-a pa pe gol. Dar Gabi, ție îți place de Oprică? Bineînțeles. E simpatică. Ia, Marius, avocat. Ha? Simpatică. Aha. Ceva pe acolo. Ia uzi, Andreea, te-o lua la mișto, cumva nu-ți place. Zi, mă, îți place? Acum două zile zic că nu-ți place. E simpatică. Ah, okay. Momentan m-am axat pe Ligi și vreau să o cunosc pe Ligi. Da, e la spital, la spital. Da, da, dacă te-ai interesat de Ligi, puteai... Știi că era a fost, a fost. Filip, ce-ai băgat în spital pe Ligi? A, a fost. Bine, mă, ăsta. Cred ai făcut, mai făcut așa cu... Ei, ce lasă pe el? Bine, da, eu cred că a spus trebuie să vină cu peste tine. Dar nu te pui rău cu Sergiu. Poftim? Eu cred că a spus... Adevărul. S-a prefăcut. Ca să nu te pui rău cu Sergio, că sunteți colegi de cameră și... Nu, am zis că nu mai țin cont. Dar tu ce, ai vrea să auzi, Andreea? Dar acum că e mare și șmecher acum, mare... Ce-ai vrea să auzi? Băi, Gabi, ai auzit cum ți-a zis? Am auzit ce am vrut să aud. Pozitiv sau negativ? Se simte lipsa lui... Pozitiv! Dacă era Cătălin aici... Înseamnă că nu ești la rând, bro. Înseamnă că ce? Înseamnă că nu stă la rând. Dar eu nu vreau nimic cu tine, Sergio. Băi, Sergio, dacă trebuie să fii supărat pe cineva, e pe tine. De ce? Mine? Când Andreea tine, zice că nu vrea nimic cu tine, mereu Sergio. Că nu vrea nimic cu tine. Dar nu sunt supărat că nu... A. Nu, adică nu sunt afectat. Sau să ai treabă cu Gabi, sau să-l cer. Păi am zis că eu am fost pus la mijloc, adică pedeapsa, am făcut pedeapsa până la urmă. Exact. Sergio. Mai ales dacă ea zice că nu vrea nimic cu tine. Sfatul meu este, dacă vrei să mai stai în casă, să te axezi pe altă fată, pentru că eu... Ea îl place pe Gabi. Îmi dai cu jet așa imediat? Nu. Oprică, păi și când a fost în față, zice, bă, că îl dați afară pe băiatul ăsta care mă place, care vrea să mă cunoască. E, uite, nu mă vreau să părerea. Azi și-a dat seama când el a venit lângă ea, pentru că nu poate să... Nu poate să lasă e să prea aproape de ea. Sufocat. Are, nu știu, nu mai zic. Are poate. Barbă, ce are? Ha? Dau barba jos, vrei să-mi dau barba jos? Ai, mă, Sergiu. Păi nu, că zice colegul că am barbă sau... Băi, gata, mă, băi, Gabi, ce ai, mă? Gata. Eu? Nu, mă, nu e vorba de... A, nu e vorba dar ce nu face, Diana, tu tot te lauzi pe Gabi, mă, în continuu. Mă, ia boale pe el de când m-a zis pe el, stai așa, Gabi. Nu-l mai... Cred că ție îți place, Diana. E băiat frumos, Sergiu, hai să ne înțelegem. De seară îi dau un mesaj. E chiar un exemplu pentru voi. E un exemplu foarte bun pentru voi, e un băiat ok, dar nu e genul meu. Parcă ai fost ăla. Ce? Nimic. Uite, facem un pariu că-l votezi în gală. Eu? Da. Nu-l votez. Pe Sergiu? Mm? Nu. Bine. Mersi. Pe Gabi? Da. În gală o să-l votez pe... Pe cine simți tu, Oprică? Iar pe turc. Pe pop. Ca să duc la răpsana. Nu știu mai pe cine votez momentan. Eu, cine o să mă superi, pe ăla o să-l votez până vineri. Nu e, dar nu-i ca și cum ar conta numai votul Oprică. Normal. Deci, Andrei, să-i înțelegi. Mai sunt Andrei, atâtea fete aici, așa că... Andrei, dar vot nul. Așa că, Sergio,
Amore! Amore! De recunoaștere un'altra ragazza! Bravissimo! Aculei cu... A, vreau cu tine în continuare. Mi-a detto che tu... Aculei cu amore. Devi conoscere otra ragazza, perché mi... Perché io... sono indisponibile momentano. And, e aspettiamo, amore, non c'è problema. Aspettare... qua non devi aspettare. Aspettiamo, perché... lavoriamo. Qua non devi aspettare, păi, non da. Puoi aspettare. Problema, Andy, Andy, problema. Așteptăm, lucrăm, nu... Andy, problema. Taxim, plătiți mâncare și plecați. Dar crezi că spune pe bune să mă descalific cu opric? Nu. Nu, așa zice, dar nu. Nu, a, vrăjeală, a? A, pf, clar, că e vrăjeală, dar e de atâta timp și nu ar face asta. Poate, dar doar cu Andy ar face chestia asta, dacă ar fi. Nici tu. Dar așa cu altceva n-ar face. V-a chemat televizorul încoa? Ce? V-a chemat televizorul încoa? Să nu cazi oprică. Ce-a făcut? V-a chemat televizorul? Nu, am venit eu, că eu sunt șefă. E da. Șefa? Nu știai că eu fac ce vreau aici în casă? Da? Eu sunt la mine acasă aici, mă, ce n-ai înțeles? Ha? Yeah, give me five! Ce zi, Filiu? Ce zi, băi? Asta e să-ți dau cercelul. Ia. Yeah. Dar nu mai e aia. Nu cred. O bagi așa. Mai pe-n cadenii. Îl îndoi așa puțin, știi? Aia, nu cred. Eu așa fac. Lasă-că, dă-l încă. De ce mă pândești? Mă analizez așa, să vezi unde mă uit, cum mă uit, nu? Cine, Livian? Și cam ce... Ești bandită. Eu nu vreau să-și facă speranțe, înțelegi? El decide dacă vrea în continuare să da, măcar fac ce pic, face, dar eu, la... nu, eu nu i-am spus nici da, nici nu. Nu știu ce o să fie, că nu pot să știu. Îmi place dacă, de el, înțelegi? Bani... Dar nu-l văd cu mine, Livian, pentru că se vede diferența de vârstă între mine și el. Chiar dacă eu sunt copilăroasă așa, dar simt că nu... Păi ce? Că e prea liniștit. Cum? Este prea liniștit. Nu că e prea liniștit, din contră, îmi place calmitatea lui. Eu pentru tine, adică... Dar e copil față de mine. Cea mică. Hai, lasă, iau după aia. Știi ce? Mesc, iau. M-a făcut să cred că e copil. Ieri când mi-a adus prăjitura, am dat să-l pup pe obraz, l-am pupat și la un moment dat mi-a zis că da, cumva dacă nu-l pup pe gură. Și i-am zis că pe bune. Vrei, Livian? Da, o să ca prieteni, ca și prieteni, i-am zis că pe bune, dar prieteni nu se pup pe gură Sergio. Și Marius bagă. Și chiar i-am zis că atunci când mi-a dat ceasul, el m-a pupat pe gură forțat. Am dat să-l pup pe obraz și m-a pupat pe gură forțat. Și i-am spus ieri să nu se mai întâmple gestul ăsta, pentru că nu-mi place. În primul rând, între noi doi nu-i nimic. Nu avem relații și nu ai cum să te pupi pe gură cu mine. Și de aici mi-a demonstrat că e copil. Pe tine te-a deranjat, de fapt, gestul că m-a deranjat gestul cadou ăla. Cadou și ca și cum te cumpără cu cadou. Nu, m-am gândit că o așteptare, nu? Ta, să știi că tata treaba asta mi-a spus-o, că vezi că încearcă să te cumpere și tata când îmi spune ceva... Să te cucerească. Da, dar făcut un gest frumos pe la urmă, adică... Nu, știi care e problema? Mi-e tata când mi-a spus mereu, când mi-a spus și nu l-am ascultat și așa a fost cum a spus el. Băi, sper să nu mă audă. Nu, că nu se uită la... Mi-a zis să îl țin la distanță, cumva, și să... cumva încearcă să mă cumpere. Te-ai povestit de el? Hă? Te-ai povestit de el? Sau așa, în general? Așa, că a intrat un băiat tată, că mi-a dat un ceas, că mi-a adus parfum, mi-a dat flori. Și el o da repede. Da, verdict. Acum nu zic că așa 100%, pare pentru că e prea brusc, prea mult dintr-o dată. Prea deodată, înțelegi? Pentru un bine, om poate el e bun la suflet. Nu ai cum să-l condamn. Dar se vede că e un băiat bun, înțelegi? Da, oferă, da. Ce? Și mie mi-a zis, a vrut să-mi dea nu știu ce, nu știu că îmi place gentolul și bine să iau. Da, puțin, e un băiat bun la suflet, dar... Roxana a vrut să-i dea ei, adică... Eu i-am spus, i-am zis că-i dau ceasul înapoi. Mai mult bun, i-am spus că vreau să-i dat mesaj. Zici că e un băiat mișto. Serios. Vreau să-i dau ceasul înapoi pentru că mă simt obligată și nu... O dată și gata. Nu e ok, înțelegi? Trei? Starea care o am eu interioară. E prea deodată, nu știu, parcă mă sperii, știi? E ceva prea deodată. Și cred că treaba asta mă sperii. Eu trebuie să ai răbdare cu mine. Ce? Ce? Ai înțeles, Sergio, de fapt?
discuția, problema. Nu prea înțeles că vorbeam și cu fetele în același timp. Nu, eu am auzit. Cum nu ai auzit? Ai auzit ce au zis? Că e diferența de vârstă, alea. Și mai... Da, mi-am dat seama că e diferența de vârstă de la... Mai din cauza că ți-am... De la vârsta pentru tine, diferent, nu e o problemă. Dar nu e o problemă vârsta, Andreea. Am spus. Asta care are 24 de ani, adică nu... Am spus că vârsta nu este problemă, dar între noi doi se vede, e prea tare, înțelegi? Pentru că ieri mi-a adus prăjitura aia, mă repet, cred că ai auzit, Sergio, și te-am pupat pe braț și tu la un moment dat mi-ai zis, de ce nu te-am pupat pe gură? Opri, că știi ce cred eu? Că tu cauți motive și, na, eu probabil și-aș face la fel în locul tău. Băi, nu caut motive, cred că cel mai bun răspuns e faptul că o zis Marius sau Livia, nu mai știu cine, e ceva prea repede și pe mine mă șochează, înțelegi? Dar nu am cerut, nu vreau să fii, dacă nu... Ba da, mi-ai spus te pupi gură și astea și nu-mi place Sergio. Am cerut, nu te-am forțat. Cu mine un bărbat trebuie să aibă răbdare. Poate avea noroc și îmi dădeai, cine știe. Tu, Andreea, dacă ne-i place un băiat, lui place mult de tine, înțelegi? Da, frate, și asta i-am zis și eu. Că, bă, nu trebuia să... Adică voi n-aveți nu că o relație, nicio cunoaștere, măcar și... Păi tocmai, eu nu știu cine la televizor e prea mult deodată. Nu, e vorba să cu vârsta, că la orice vârstă, dacă îți place cineva... Și cadouri relații le-am dat pentru că a fost ziua 2 martie și... Ai spus că îți place un parfum, am fost la magazin, am prins o ofertă și ți l-am cumpărat, simplu. Gen, n-ai nicio așteptare, nu? Nu am nicio așteptare, eu sunt de așteptare. Nu, asta e ideea. De la ce nu mai auzi? Ofer ceva, nu aștepți nimic. Am presiune. Nu, eu nu sunt cred că ai deloc diferența, Abil. Până una alta poți să... până la urmă poți să faci ce vrei, băiatul meu, că nu mă interesează. Păi ce simți? Dar nu renunța la cadouri. Mar știi. Ia de atât, nu începea. Adică ce-a fost asta? Da, el îmi face multe cadouri, vițelul. Bă, băiatul e jur că e genul... Și care-i problema, da, frate, îmi plac cadourile, vrei dar să... Dar nu e vorba... Dar întreabă fiecare fată din casă dacă nu-i plac cadourile. Dar nu despre asta era vorba. Vreau să zic că el oferă la toată lumea. Vreau să zic că nu e o chestie cu tine că vrea să te cumpere. Eu i-am zis că îmi place geanta lui, mi-a zis ia-o. Dacă îți place. Păi îți plac și ții cadourile. E da, păi nu că l-am acceptat-o, dar zic, omul oferă tot ce are. Nu e genul să... Dacă n-am să te cumpere pe tine. Fă ce simți tu, dacă simți să stai, dar eu, stai. Să nu cadă în extrema cealaltă, să creadă că o prică, să nu creadă că o cumpără. Păi nu, bă, iubire, asta îi spuneam, că omul a fost drăguț, a încercat să fie drăguț cu toți, adică ăla i-a zis că îi place și omul doar așa. El, frate, dacă îți place... Știu, așa e el darnic, dar asta am vrut să zic, adică nu că încearcă să o cumpere. Dar noi, femeile, când vedem că un bărbat ne oferă atât brusc, așa, dintr-o dată, da, n-am... parcă ne, face, ne formăm o idee, bă, ăsta vrea să mă cumpere, da, și nu e ok. Da, se poate și asta, da. Da, da, eu am, doar am... Nu, Andreea, nu, n-am avut impresia. Eu doar am dăruit, doar parcă... Parcă m-a speriat un pic așa, da, sărutul lui, prea repede, înțelegi, m-o pupat, am scăie, lasă. Deci am zis bine, cu... E mult. Nu, dar am zis bine să continue cu cadourile, dar lasă-o mai ușor cu pupatul. Ce ești tu? Nu, eu zic să plac mai ușor cu totul. Nu, Sergio, fă ce simți tu. Dacă simți să stai, stai aici. Dacă simți să pleci și crezi tu că așa poți să pleci, faci ce vrei. Eu zic să mai stai. Păi, mă opri, că ce zici tu acum? Odată zici că îl place, odată poți să pleci, odată nu știu. Nu-i tăia și tu dintr-o dată. Hai să păci pe ranța. Andrei, acum mă înveți tu. Păi nu te las, dar te-ai speranța dintr-o dată. Treburile mele, te bași tu treburile mele. Nu mă bag, dar îi dai speranța așa la om dintr-o dată. E, dar ce vrei să-i spun acum? Vai, stai, Sergio, că nu mai pot după tine mor. Pe care și-a schimbat. Nu, mă, dar uite-te, poate în timp o să ajung să-ți placă. Dacă îi dai șansa să te cunoască, la asta... Dar mi-a dat șansa să o cunosc, dar să merg mai ușor și... Toată o să vin. Dar poți să-i spui, bă, hai ia-mă mai ușor, sau o să ne cunoaștem... Eu sunt liber. Păi treptat. Mai devreme, Andreea, și tot îi spun așa... Păi da, asta... Vreau să-i spun frumos, înțelegi, să nu-i dau banc. Păi tu așa ai dat-o la temelie. Îi dau așa... așa. Îmi place de el, am spus, mă repet, dar... Adică tu acum știi că noi doar ne dăm cu părerea, e treaba ta ce faci până la urma urmei, e viața ta, decizia ta. Decizia finală e la tine până la urma urmei. Adică n-ar fi unul. Cum, Andreea? Decizia finală e la tine până la urma urmei, noi ne dăm cu părerea. Ați văzut video cu fratele lui... Da, am văzut că m-a tagat, nu știu cine. Cum nu ați văzut în care e Instagram la Cătălin? Nu, Instagram, nu, n-ați văzut video? Nu. Mamă, ce i-o spus acolo, la Cătălin, video, l-ai văzut pe frate, mă mai slăbut. A, da, că vine aici cu că vine aici și... Dar de ce? Face mai război. Cum? În gal acum,
Turcu te-a împins, Sergio? Sau... Nu, nu m-a împins. Deci toată lumea, adică se speculează că a fost o ceartă mare în gală. Cu cine? Tu, nu, cu tu, Cătălin, dar n-a fost nimic, nu? Nu. Absolut nimic. Și atunci de ce s-a legat, frate? De ce a făcut video, fratele tău? Înainte de asta. Cu... Nu, no, pentru discuțiile... Bă, dar erau acolo, erau vorbe grele, să nu no, ne-a no, 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 no. Pentru discuțiile din săptămână, gen. A, pentru discursul din casă, pentru conversația voastră din casă. Și a zis că vrea să vină Jei pe aici. Da, a zis că o să vină în emisiune, că vrea să-l întâlnească pe Cătălin și... Și vine... I-a văzut fața, eu i-a văzut fața, chiar e frate. Sergio! Pușcărie la greu. E nebun, a zis, a zis. Eu față de el sunt de la tine la pământ. Da, a zis că te-a văzut pe tine mai slăbuț și așa și... Sergio, poftim? Vine? Bă, așa zise și... A zis că vine aici. Da, dar nu e ok. Știu, Andreea, dar eu n-am nicio putere să-i fac. Îi spui, vorbești cu el, mai vorbești și alte vorbești și tu zici că te-ai împăcat. Aici e altceva. De ce nu zici că aici în casă e o tensiune, e altceva, dar nu că are ceva cu tine sau că ți-a făcut.